Expunerea de lungă durată la rețelele sociale poate provoca daune sănătății mentale și bunăstării copiilor și adolescenților. Acest avertisment vine din partea medicului șef al Statelor Unite ale Americii. TikTok este o aplicație și o rețea de socializare deținută de ByteDance. TikTok a fost lansată în China sub numele Ami în septembrie 2016 de Zheng Yiming. TikTok este folosită pentru a crea videoclipuri scurte de mai multe genuri. A fost lansată în 2017 pentru țările din afara Chinei și este popular în Asia, Statele Unite ale Americii și în mai multe țări, cum ar fi și în România. Rețelele sociale pot avea efecte extrem de nocive asupra sănătății mentale ale copiilor și ale adolescenților, arată raportul realizat de Vivek Murthy, medicul șef din SUA. Cercetările sunt încă în curs de desfășurare. Medicul american a mai precizat că folosirea excesivă a rețelelor de socializare poate crește riscul de anxietate și depresie, de hărțuire online și stimă de sine scăzută. Cea mai periculoasă aplicație este TikTok, având un algoritm care face utilizatorii să rămână mai mult timp lipiți de ecranele telefoanelor. Doctorul a îndemnat autoritățile să impună reguli mai stricte pentru utilizarea acestora, iar părinților le-a recomandat să stabilească limite. În medie, un utilizator de TikTok petrece o oră și jumătate pe aplicație, relatează Antena3.ro.